Bună ziua, oameni frumoși, și bine v-am regăsit! Astăzi vom face etalarea dragostei pentru perioada 8-17 octombrie 2021. Etalare pentru zodia Berbec, ascendent lună în zodia Berbec. Dacă vă doriți o etalare personalizată, puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere, să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal. Să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Energia săptămânii, deci vom include și weekendul acesta, 8-10 octombrie. Energia vine cu justiția. Foarte posibil ca unii dintre dumneavoastră să aveți de-a face cu semnul zodiacal Balanță. Se vă face dreptate în săptămâna aceasta pentru dumneavoastră. Fie că vă doriți o împăcare, fie că doriți să scoateți un adevăr la iveală. Poate unii dintre dumneavoastră treceți și printr-un proces sau vă depuneți actele pentru căsătorie. Cert este că va fi o săptămână a echilibrului, sau cel puțin veți căuta echilibru în viața dumneavoastră sentimentală. Haideți să vedem mai multe detalii. Poate fi vorba și de o relație bazată pe siguranță financiară. Văd că va trebui să luați o decizie. Poate unii dintre dumneavoastră nu reușiți să vă decideți între două persoane. Sau aici poate fi vorba de un partaj, de un divorț, să împărțiți anumite bunuri sau cineva va plăti. Cheltuielile de judecată. Văd și foarte multă falsitate sau o intenție ascunsă. De aceea veți dori să scoateți adevărul la iveală. Foarte posibil să faceți și un drum. Oricum, va fi și o săptămână a alegerilor, a opțiunilor pe care le veți avea. Și toate vin în dragoste, pentru că văd și o suferință în dragoste. Vreți să revină cineva în viața dumneavoastră, vreți să rezolvați o problemă cu o anumită persoană, vreți să știți exact ceea ce simte. Oricum ar fi, vorbim de sentimente împărtășite, să știți. Ce provocări vă așteaptă? Aici avem doiul de bâte. Cu siguranță va fi o perioadă, o săptămână a deciziilor, pentru că apare foarte multă nesiguranță. Probabil provocarea vine prin faptul că persoana iubită nu vă arată prea mult ceea ce simte față de dumneavoastră sau s-a distanțat, se distanțează, nu comunică foarte mult, nu arată ce simte, ce gândește față de dumneavoastră. Dar veți avea noroc în cele din urmă, poate aveți un prieten, o prietenă foarte bună, un prieten, e un bărbat care vă susține, vă încurajează și vă spune că totul se va schimba, pentru că da, apare o schimbare, o transformare, lăsați ceva în urmă și apare împlinire, apare bucuria. Sau poate o anumită persoană din jurul dumneavoastră vă ajută să vă decideți sau persoana iubită vă arată totuși că ține la dumneavoastră, doar că trece printr-o pasă mai proastă sau nu se simte în cea mai bună formă. Oricum, văd că anumite relații pun la bază siguranța financiară, dorința aceasta de a avea. Poate fi o relație din interes, văd și o relație în care există o diferență de vârstă. Poate fi o relație la locul de muncă, în unele situații, dar oricum ar fi, vă dați seama ce intenție are persoana iubită față de dumneavoastră. Foarte posibil să aveți de-a face și cu semne de foc, Berbec, Leu, Săgetător, sau cu semne de apă, Rac, Scorpion, Pești. Surpriza, bucuria vine cu asul de cupe, care aduce un nou început în dragoste, poate în unele situații. Vorbim de foarte multă abundență, de iubire împărtășită. În unele situații vorbim chiar de o șansă rară care se ivește, fie să vă împăcați cu persoana iubită, fie vă mărturisește dragostea. Este un pas pe care îl veți face spre o dragoste foarte pură. Vorbim de sentimente foarte puternice și care vin în abundență în viața dumneavoastră. Și
Și aici probabil se va tăia nesiguranța, frica, golul din suflet pe care îl aveți. Da? Se va sfârși brusc. Și veți trata dragostea cu mult mai multă maturitate. Aici vorbim și de relații în care sunt implicați copiii. Poate sunteți cu o persoană care are un copil sau poate dumneavoastră sunteți cei care aveți un copil sau copii în general. Nu există un impediment. Dragostea nu are vârstă și nu are limite. Văd că stați și pe gânduri. Unii dintre dumneavoastră așteptați un mesaj și acesta va veni. Deci oricât de îngrijorați veți fi, că nu primiți o veste, că nu primiți un semn din partea persoanei iubite, poate vă faceți fel și fel de gânduri că nu se va mai întâmpla acest lucru niciodată. Să știți că va veni mesajul mult așteptat și vă veți bucura foarte mult. Poate veni într-un moment în care nu v-ați fi gândit, nu ați mai fi sperat nimic. Haideți să vedem dacă vor fi sau nu împăcări în săptămâna aceasta și avem puterea. Puterea care aduce foarte mult curaj, în primul rând, dar și abținere, răbdare. Poate ar trebui să mai așteptați un pic ca lucrurile să se așeze în viața dumneavoastră, pentru că tind să cred că despărțirea care a avut loc nu a fost una ușoară. Deci în unele situații poate fi vorba despre o despărțire cu ceartă, da, exact ce v-am spus, sau nemulțumire în relație ce au dus la despărțire. Dar veți găsi soluția, să știți, pentru că sunt foarte multe lucruri care vă unesc. Împăcarea, la mulți dintre dumneavoastră, văd undeva într-o lună, în noiembrie, cel mai probabil. Atunci veți găsi soluția, atunci veți găsi răspunsurile pe care le așteptați vis-a-vis de această situație. Sunt anumite lucruri pe care trebuie să le înțelegeți, să le acceptați, poate dumneavoastră sau persoana iubită, dar cu siguranță împăcarea va fi. Persoana iubită revine, dar nu în săptămâna aceasta sau în perioada aceasta. Deci mai aveți un pic de așteptat, dar vorbim de o dragoste foarte pură. Probabil și persoana iubită va trebui să-și pună ordine în gânduri, să-și dea seama ce simte cu adevărat pentru dumneavoastră, împreună să găsiți o soluție la un moment dat, chiar dacă în unele situații nu există comunicare, chiar dacă în unele situații nu există comunicare de foarte mult timp, veți fi plăcut surprinși de ceea ce va urma în viața dumneavoastră. Văd și semnul zodiacal leu, semne de apă, ras, scorpion, pește, dragostea plutește în aer. Pentru persoanele aflate într-un trio amoros, avem un 9 de cupe care aduce îndeplinirea unei dorințe sau sunteți pe punctul de a obține ceea ce vă doriți din punct de vedere sentimental. Veți avea parte de o săptămână excelentă din punctul acesta de vedere, cu o dragoste împărtășită, chiar să vă faceți planuri de viitor, vă doriți un copil împreună sau aici sunt relații în care sunt implicați și copiii, pot fi relații de lungă durată. Dar ceea ce clădiți, ceea ce vă doriți de la această relație poate deveni realitate. Să vă faceți un viitor împreună, cel mai probabil, pentru că vorbim de o dragoste matură, de asumare. Persoana iubită sau bărbatul din acest cuplu nu este foarte sigur de ceea ce își dorește, dar va găsi calea spre inima dumneavoastră sau spre îndeplinirea acestei povești de dragoste. Foarte posibil pe viitor să faceți și un copil împreună, dacă vă doriți lucrul acesta, să vă întemeiați o familie. Depinde de la caz la caz. Pe de altă parte, vorbim și de relații de început, deci relații care abia acum pun temeiul, abia acum ați pornit la drum, dar văd foarte mult echilibru, deci bunăstare, acumulați, vă apropiați unul de celălalt, o relație destul de sănătoasă, dar apar și anumite dubii. Haideți să vedem și pentru persoanele singure. Avem un 4 de cupe. Sunteți supărați că ați ratat o șansă, că ați ratat ocazia de a fi cu cineva. Și probabil vă gândiți cum să faceți să întoarceți acea persoană, pentru că văd și un blocaj, ceea ce înseamnă că nu mai comunicați absolut deloc și acea persoană și-a găsit pe altcineva, o persoană matură care știe ce își dorește de la viață.
Ideea este că sunteți foarte supărați, dezamăgiți și pe lângă aceste lucruri, situația nu a evoluat așa cum ați fi sperat dumneavoastră. Este o săptămână a melancoliei, a reevaluării situației, relației, vă puneți ordine în gânduri. Momentan nu sunteți pregătiți pentru o nouă relație pentru că nu ați depășit un moment din trecut. Nu ați depășit eșecul sentimental pe care l-ați avut, pentru că aici văd și o mică depresie sau o supărare mai profundă. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!